început s-au bacurizat firme și doamne, da? Cu coperiști acoperiți. Știți de asta? Una. Sunt începute și nu le pot vinde. Nu, poate și problema făcute de luat ca întreprinderea să fie într-adevăr o întreprindere puternică. Control trebuie. De la șpânul. Control. Așa dacă ești care firme adnăniești, care construiesc. Oricum, primele masare chiar și primărie, să ne zic, voi, să vine primul să repară acoperișul și iară să creează niște spații locative pentru persoane care sunt mai ieftine. Corect, dar o masare pe o care are 60 de ani, vă dau un exemplu, și nu are structură de beton, dacă aveți. Aveți? Aveți stat în construcție, să trebuie să facă o inspectare, anume, voi, și stă casa asta, și cum e, dacă ne punem încă greutate deasupra. Da, dar el, oamenii s-au trebuit, deși oamenii s-au răspundut. La Grigori Vieră s-au răsculat oamenii, că au zis că noi nu vrem casă două etaje, deasupra la casa noastră, casa noastră are 60 de ani și se răschește, chică băcăzi de cochinezi pe dânsă. Și nu are structură de beton, și un curent mitel și s-a dus. Da. Dar știți cum, atunci a zis că nu e vinovată nepagodne условия. A zis casa, așa nu a avut noroc. Adică nu-i control, în primul rând, la ceea ce se construiește și nu-i control după proiect. Ia că chiar și am uia neacă, uitați-vă. Ce mi-e simplă întrebare? Sărete, ce face domnul aici? Originale. Și las el să vă spui, că și la primărie, el așa, dumnealui așa s-a nervat și mi-a spus, adică, eu, dacă aș șibă să mă judec, apoi eu am să mă judec cu, imenă cu chirtoac și cu grozavă care e scălit. Bun, tu arată din tâi originale. Și atunci de amând noi, înseamnă că tu, fiindcă ei s-au scălit, apoi tragem pe noi și la răspundere. Pe baza cui, ce articolul dat așa casă fac? Dar și văd că scrie un pânză de anex. Nu, da, dar nu, hai să cumpărăm anexa și e cu asta. Ia că haideți să cumpărăm anexa și e cu anexa asta. Este diferența, ce are, 1,5 metri are de la casă. Hai să spune, ce mai sunat? Dacă n-am spus, că după serviciu. Hai, altceva? Da, n-a cum sunt. A uitat-o, stau. Hai, să facă. Eu la urmă? După 5 ani. Dumneavoastră sunteți la inspecția de muncă. Muncă, da. Da, se află pe strada? Miron Costin. Miron Costin. Tot acolo, la Cosmonauta, da? Deci dumneavoastră, de pildă, ați scris că ați văzut azi o construcție care are atâția metri pătrați. Când noi avem nouă tază, noi trebuie să înțelegem cu cine ocupăm. Noi trebuie să legem cu privire la inspecția muncii. Raportul din muncă. Nu este, eu tot, este plângerea asta, noi să vedem și să ne spunem, să dăm răspunsul la peticionar. Dar nu, asumă de competența deci, noastră. Dar scris procesul verbal, ce ați văzut azi? Ați văzut azi o construcție? Nu, verbal nu scriu numai în cazul în sunt cauză. Nu, bine, dar scris o lămurire, adică, cum, am mai pierdut ceasul de la muncă, da? Scris, adică ce ați făcut? Ați văzut azi ce? Ce ați văzut azi? Domnul Ion, el este responsabil. Da, dar dumneavoastră ce ați văzut azi? Păi ce am făcut, este o construcție și acolo, omul prezentat și ce-o prezentat. Da, fotocopia măcar, las vădăi de voastră, o fotocopie vădăi la... Ia că de-asă și ea. Ia, domnul, că asta e autorită construcție, dar de care... Ia dacă ești doamna vie, nu? Uitați-o și trei, să vă arăte numărul de la... Uite, vă învățați eu de-am gândeam, eu am ajuns, de-am știu și cred. Proiect numărul cu tare... Proiectul numărul cu tare... Da, el vă arăta copiile, originalul vă arăte. Originalul cu inspecție de stat în construcție să-l iei. Ceret, dar nu-i treaba noastră. Dumneavoastră ați ceret? Iacă domnul Ion este întrebat. Da, ați-l sfătuit? Ceară. Da, sigur. Domnul Ion... Am fi sugerat. Deci domnul Ion, că mai să ridic întrebarea într-adevăr, toți organizații... Nu este securitate, că oamenii sucrează că încă... Nu știți și doamne Ferești, că nu... Prevenirea accidentelor de muncă, asta e lucru prioritar. Bine, prevenirea accidentelor de muncă, oamenii să nu se nu, doamne ferește, se întâmplă ceva și doamne ferește, se viața omul. Asta e cea mai important. Restul nu în orice caz, dumneavoastră, aparțineți împreună la Ministerul Construcției. Nu. Ori sunteți două organe aparte. Am înțeles. Și aici e bine, dar noaptea așa, pazi în care, cine păzuie așa, pazi. Pentru ce trebuie? Nu, și feriați, uite el dacă trăiește aici, el ce trebuie să lui pazi. Dar problema că e că așa, astea, asta nu spune la câți metri vrei. Trebuie să ai proiect la gard. Și iar domnul care vine Vasilic, o zic că e important că e îngrădit. Nu, hai, bine, pur românește, da. Să nu întrebăm copilul, eu nu cred că... Pur românește, da. Pur românește, da, dar știți că aș cumpere așa un pământ la botanică, cam cât coasă dumneavoastră ca să faci casă? Și 100 de mii de euro. Serios? Și el a pădat așa la cui? Nu știu, dar când șef, dacă el dă 200 de euro încolo, 300 de euro încolo, așa că uitați-o, faci casă cu două etaje. Uitați-o, el face o casă cu două etaje, vrut să facă aici, e ca aici, fac scări, fac gard, fac spui copaci, spui... S-a luat factul legal, dacă pui, calcă norma, se da. Vrea să într-adevăr judecată de... Șmeia lui vine pe canal televiziune și așa că plângi, că chiar șef copii. Chiar șef copii mare, stăt în Italia. Are șef copii? Da, sunt în Italia pe el. Da, dar el zice că n-au întreist.
Aduce în chestia, aduce să stai, tot casă undeva am... Dacă aduce 500 de euro, el a venit cu zaină ca să ajungi. Da, aduce tot casă. Da, aduce tot casă. Cine? Aduce tot casă în sat, aduce, ori cumpără pe somnul, dar nu lua deja așa să faci, pentru că la noi așa e clientul. Da, să-i faci așa. Da, dar vezi că se bazează fotocopia, adică când poliția te oprește, îți arată prava, nu cere fotocopia, dar cere originalul, dar e că ei arată fotocopia și... Dar v-a arătat, dacă nu e secret, originalul de la proiect, v-a arătat ori nu? Originalul? Adică cum, originalul poate intru în exemplar? Nu-i trebuie originalul sau seară la proiect. A, bine, dar atunci. Nu, am întrebat dacă... Eu îmi ceru ce și mi trebuie. Dumneavoastră, am înțeles, gata, am înțeles. Bine, mulțumesc, parbiere și măgază soară. Văd, sunteți oameni serioși, măcar ceva. Ei, de-am asta dintr-un noroc. Ca să te, ca să obții ceva în viață, trebuie să mai risc. Dar stai și uite-mă la cereale, ori bei bere, știți cum. La noi și așa râd pe toată lumea de moldoveni. O să uite-te și mie prost. În armat am slujit și o să uite-te în ciurbani. Dar uite-te și uite-te în ciurbani. Și eu întotdeauna m-am lăsat pentru șef cum râd din asta mea. Unii mă duc și voi, dar și voi chiar nu știți, portim drălicel. Mă spune să-mi Grigore, Grigore, ieri, două întrebare. Și acum zic, acum am pus și eu. Hai la ardere. Să îngrijești prorabă, după cum sunteți la firmă, da? Da. Nu, că nu e niciun problem la tine de lucrători, de cei ce faci tu. Pur și simplu, originalul, el nu vrea la nimeni să-l arăți. Dar cum, nu problemă, dacă văd că la noi problemă? Nu, tatăl iacă. E problemă pentru că omul s-a adresat oamenii cu altă întrebare, că e prea mare asta, nu se coincide cu originalul. Și oamenii al începe al cum știi cum, napadenii fac din alte părți, pentru că el nu înțelege... Da, dacă nu mă și te napădesc eu. Dar și e vinovat omul ăsta, că acum nu... Dar el nu-i... Nu, el om așa și-i plătit. Nu, om așa și-i plătit și-o lucrat. Dar asta trebuie să o strici tătă, că asta nu e legală. Nu-s coincide după originale. Și mie asta, uite, plânge să-i spune. Uai, ieți încă 10 metri încolo. Uite, mie asta i-a spus, uite. De mii de ori a spus. Ieți încă 10 metri încolo. Eu mă studim cu știmele. Mă să prășiesc. Îi dau mâini fără mici cu oameni cu pergăroși. Cu val, dar ele sunt fierne. Așa că ne-am înțeles. Te-ai spăjăluit? Spăjăluit? Să s-a răudat. Dar vine el și încă unul. A venit să-și acolo beton este de format. Dai numărul, dai numărul lui. Hai că acum, după asta să-l luăm. Eu înțeleg că ei vor să aibă de lucru. Eu și nu e gel. Eu n-am lucrat la stroic, eu deși am lucrat în Spania. Băi, dar problema că, uite, l-au rugat, băi. Băi, văd că eu n-am serios mai lucru cu tine, dar măcar nu mi-am spus fereasa. Și i-am spus și eu lui zile sens. Băi, hai cumva faci așa un păritel și eu m-am atibez de tine. Dar lasă-i lea că sunt soarele, băi. Într-adevăr, eu nu duce la șașlic, la discotec. Eu nu duce nici aiuri și mie asta. Cisă? Nihuia, băi, și mie s-au căcat, o, tu ești rusoaică, dă-și tu-te rusoaie. Și asta merge la principiu. Dacă vezi și înseamnă omul hapsând, o trebuie să mai iei încă 10 metri încolo, dar să intre voi. Și-o știut că și mai ales trăiești ușă în ușă. Asta mai are două zile trăiești. Eu n-am, nici nu vreau. Dar eu știu, dar eu te înțeleg. Eu am azi o bucurie și nici nu vreau să strig dispoziția. Nu, tu pur și simplu, cista tu te primești, tu îți primești bani pentru ce ieși și faci. Eu undeva am contract, da, și el. Și noi azi, eu am spus la băieții însă așa, dacă el a smutiat că nu vrea să plătește, noi personal ne adresăm la toate organizații.